După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor, Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potignire, pentru că ce este scris, voi bate păstorul și oile vor fi risipite, dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru le-a zis, chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea. Și Iisus i-a zis, adevărat îți spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Dar Petru i-a zis cu și mai multă tărie, chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ceilalți au spus același lucru. Aș vrea să mai citesc un pasaj care îl găsim în Ioan, în capitolul 21, de la versetul 15, citesc până la versetul 17. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, Paște-mi și mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, Paște uițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești. Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Și Isus i-a zis, Paște oile mele. Vă rog frumos să ocupați locurile. Și un pic am ciudat microfonul ăsta, parcă mi-e frică să nu-l lovesc. În seara aceasta Dumnezeu s-a atins de noi și în această seară Dumnezeu ne-a vorbit într-un mod deosebit până în acest moment. Am simțit bucurie, încântare și am simțit prezența lui Dumnezeu până aici. M-am bucurat foarte mult și de poezia fratelui Marin. Când ori venit, eu le-am zis, mă, de ce stați la ușa aici? O că ei bătrânii cetății, ei stau la ușa cetății aici. Domnul să-i binecuvinteze și Domnul să-l binecuvinteze. Ușa încă, ușa acestei cetăți și ușa harului este deschisă, se spune în seara aceasta. Zvorul nu este pus. În seara aceasta, Domnul, planul lui este ca să mai mântuiască și să mai ridice suflete. În seara aceasta, chiar dacă ai fost sau ești un fiu pierdut și ești în casa lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta este de ridicare. Planul lui Dumnezeu este de a ridica inima omului, de a răscumpăra o inima omului și de a-i da o nădejde și un viitor. Este ceea ce Domnul dorește pentru tine și ceea ce dorește pentru mine. M-am bucurat foarte mult de toate cântările, în mod deosebit în seara aceasta și tare mult m-am bucurat de copii. Dacă ați fost atenți la cântarea copiilor, spuneau, dragostea este cea mai tare armă. Oamenii în ziua de astăzi au arme supersonice și se bat care îți mai tari și care armă este mai tare în lumea aceasta. Vine Putin cu o armă care zice, măi, asta nu puteți să o doborâți orice ar fi. Asta e supersonică, poți să te lovesc în orice clipă și în orice moment. Și vin copiii de la Biserica Beteza și spun, mă, dragoste, e cea mai tare armă. Iubiți-vă unii pe alții, ne îndemna Domnul, cred, și prin acești copilași. Și în această seară, cea mai tare armă în mijlocul nostru este dragostea, dragostea de Dumnezeu și dragostea unii față de alții. Aș vrea în seara aceasta să vorbesc despre acest om, pentru că în seara aceasta am rămas mișcat și de poezie, în mod deosebit, pentru că poate mulți dintre noi am fost la un moment dat niște firii sau am trăit poate acele momente în care am avut nevoie de atingerea lui Dumnezeu, am avut nevoie de ridicarea lui Dumnezeu și am ales acest personaj din scriptură pentru că, în mod deosebit, luna aceasta și luna care ne stă înainte, perioada care ne stă înainte, vom vorbi despre restaurare în Hristos, ce înseamnă să fii un om restaurat în Hristos. Și am ales acest om pe Petru pentru că... Am văzut în omul acesta un om plin de pasiune pentru Dumnezeu, dar un om care la un moment dat cade. Un om care la un moment dat se leapăte de Domnul, măcar că în seara aceea spunea cuvântul Domnului că toți au găsit o pricină de potignire în el. Toți s-au depărtat de Dumnezeu, toți au fugit și l-au lăsat pe Hristos în seara aceea și Hristos rămâne singur dus ca să fie răstignit. Dar omul acesta Vedeți, noi de multe ori predicăm despre căderea și despre ridicarea lui Petru, despre reabilitarea lui Petru. În seara aceea au căzut doi ucenici. În seara aceea a căzut Iuda și în seara aceea a căzut Petru. Diferența dintre cei doi este că unul s-a spânzurat și unul a fost reabilitat de Hristos. Vedeți dumneavoastră, Vorbeam cu cineva zilele acestea și îmi spunea, Cristi, ce o să facem că vine criza. Vine criza pe pământul acesta. Va fi lipsă de mâncare. Vor fi lipsuri și chiar îmi trimitea cineva un, un, un video a conferințelor de la conferinței de la Davos sau unde se ține și printre ele spunea că în perioada care ne stă înainte, va fi o criză și financiară, și o foamete destul de mare la nivel planetar. Și stăteam și mă gândeam astăzi acasă că vremurile de criză vin. Ele vor veni. Și am trecut prin criză și eu, și ați trecut prin criză și dumneavoastră. Și vom mai trece prin crize. Crizele nu se vor sfârși. Și cât timp vom avea suflare și vom trăi pe acest pământ, vom trece prin crize. Problema este cum reacționăm atunci când suntem în criză. Problema este cum ne ridicăm atunci când tu treci prin criză. Care este atitudinea ta atunci când ești în criză. Și aș vrea să ne uităm la aceste două personaje, chiar dacă voi vorbi doar despre Petru în seara, în seara aceasta. Dar în seara aceea a mai fost un ucenic, Iuda, care s-a lepădat de el. Erau două personaje care aparțineau la două lumi paralele și stăteam și mă gândeam trei ani și jumătate au umblat cu Domnul nostru Isus Hristos. Trei ani și jumătate au părut doi ucenici la fel. N-ai fi spus uh, că unul este diferit de, celalt, de celălalt. Iuda ca și Petru și el a fost Trimis, poate, împreună cu cei 12, s-a dat putere să scoată demon și să facă tot felul de vindecări și de minuni. Și totuși, este ucenicul care îl vinde pe Domnul nostru, Isus Hristos. Pentru că, într-o vreme de criză, s a ieșit la iveală cu adevărat caracterul acestui ucenic. Vremurile de criză scot la iveală cu adevărat cine ești tu. Vedeți? În vremurile de criză, lucrurile care sunt ascunse sunt scoase la lumină. Îmi spunea fratele Robert, mă întreabă, mă ești ofilit în seara asta? Zic, mă, nu sunt ofilit. Dar am zis și ofilit dacă am fi, și ofilit dacă ai fi și ai trece prin criză. I-am zis, mă, o floare când o zdrobești, fie și ofilită, ia să parfum din ea. Chiar dacă ești ofilit, chiar dacă câteodată ești zdrobit, chiar dacă câteodată ești la pământ atunci când ești o floare, când în tine este parfumul lui Hristos, cât de ofilit ai fi și cât de zdrobit ai fi când te zdrobește, eman parfum, o mireazmă din Hristos și îmi doresc ca fiecare în seara aceasta să emanăm această mireazmă din Hristos. <coughs> în criză, de multe ori, se vede cu adevărat cine ești. Trei ani și jumătate o fi purtat și eu Damasca par, porți o mască și atunci când ești în criză, vrei, nu vrei, o dai jos la pământ. Atunci se vede cu adevărat cine ești. În criză, până și ritualurile și spectacolul religios de cele mai multe ori cad la pământ. Pentru că criza scoate la iveală cine ești cu adevărat. Criza scoate la iveală dacă ești un om neprihănit sau, așa în cazul lui Iuda, ai fost un drac. Așa că noi, ca și copii de Dumnezeu, n-am avea nevoie și n-am avea voie să ne temem de nicio criză. Indiferent ce va veni și indiferent cum va fi, ce va fi în, în, în viitor, noi suntem sub mâna tare a Lui Dumnezeu. Suntem sub călăuzirea Sfântă a Lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre acest om. Omul acesta, atunci când a trecut prin criză, a știut să facă un singur lucru. Omul acesta s-a pocăit. Și aș vrea în seara aceasta dacă ai trecut într-o criză sau treci într-o criză spirituală, în seara aceasta vreau să spun că există posibilitatea de iertare, există posibilitatea de ridicare, există și tare mult v-am zis, mi-a plăcut poezia, mi-a intrat așa la inimă. Ușa Harului încă este deschisă. Hristos încă este aici ca să te ridice. Vedeți, dumneavoastră, când te lepezi de cineva, și vă mai spuneam altă dată, Petru s-a lepădat de Hristos când treci în anumite situații dificile și când cei din jurul tău se leapă de tine, este atât de greu să o ierți, este atât de greu ca să treci mai departe. Slăvi să fie Domnul că Petru s-a lepădat de Domnul de ceilalți ucenici, că nu știu cum l-ar mai fi primit înapoi în mijlocul lor. Și stăteam și mă gândeam astăzi, în mod deosebit, cu privire la viața mea. Și am zis, Doamne, dacă Tu l-ai recuperat și l-ai restaurat pe Apostolul Petru, Tu ai puterea să recuperezi și să restaurezi în orice, oricât de adânc și în orice groapă ar fi un om, tu îl poți ridica și de acolo. Și în seara aceasta, nu știu, nu știu de ce trebuie să zic lucrurile acestea, nu știu cât de adânc ai căzut sau nu știu în ce groapă, poate că eu nu mă refer la toți din acest loc, chiar dacă predic pentru toată lumea, întâi de toate v-am spus tot timpul un predic mie, dar se prea poate ca să vin casa lui Dumnezeu și totuși tu să fii căzut într-o groapă adâncă și numai Hristos să te poată ridica de acolo. Dacă Petru a fost ridicat de Hristos, în seara aceasta și tu și eu putem fi ridicați de Hristos. Vedeți, de multe ori noi spunem că o cădere atunci când un om cade, când un om este lovit și cade, sau când cade în păcat, căderea aceasta vine dintr-o dată. Dar de multe ori căderea în viața noastră nu vine dintr-o dată. De cele mai multe ori nu vine dintr-o dată. Căderea vine, vine pe rând sau vine în etape. Vedeți, aș vrea ca să ne uităm puțin la Petru în seara aceasta, spunea cuvântul Domnului, chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea. Căderea lui Petru începe din acest moment. Căderea lui Petru nu este în momentul când el se leapă de, de Hristos, când el îl neagă pe Hristos. Căderea lui Petru începe în grădină, când spune, chiar dacă toți, chiar dacă toți ar părăsi, eu nu te voi părăsi. Stăteam și chiar îi spuneam la fratele Robert la muncă, am m-am gândit la versetul ăsta toată noaptea. O noapte n-am putut să dorm. Numai versetul acesta îmi suna în cap. Dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi. Și m-am gândit la viața mea de atâtea ori și de multe ori mult dintre noi și îndeosebi cei ce slujim din cuvânt sau cei ce facem o lucrare sfântă în casa lui Dumnezeu, avem tendința aceasta să cădem în direcția aceasta. Și această cădere este atunci când te vezi mai bun decât frații tăi. Spune Petru cu alte cuvinte, Doamne, dacă ăștia toți cad și dacă ăștia toți te părăsesc, eu n-am să te părăsesc. Și omul care murea cu Isus, spune cuvântul Domnului mai departe dacă citim în versetul 54. Zice cuvântul Domnului că Petru l-a urmat de departe până la curtea Marelui Preot. A șezut împreună cu aprozii și se încălzea la parafocului. Omul care murea cu Domnul nostru Isus Hristos, vine momentul în viața lui când ajunge să-l urmeze de departe pe Domnul nostru Isus Hristos. Și am stat și m-am gândit de multe ori la noi că de multe ori suntem ca și Petru. Facem declarații puternice. Facem declarații publice, pentru că el a făcut o declarație publică de față cu toți ucenicii. Afirmăm lucruri puternice despre noi. Atunci când discutăm cu prietenii noștri, cu cei apropiați, ne dăm oarecum o importanță mai mare decât o avem. Și când vine vorba să-l urmăm pe Hristos, cu adevărat, ajungem să-l urmăm de departe ajungi să-L urmezi pe Hristos de departe. Dacă în seara aceasta ești unul care îl urmezi pe Hristos de departe, te chem să vii aproape. Pentru că, vedeți, ce înseamnă această urmărire sau să-L urmezi pe Hristos de departe? Al urma pe Hristos de departe este acel moment când în viața ta Intervine o ruptură între tine, în relația ta cu tine și Dumnezeu. Și tu nu mai ești aprins în focul dragostei din tâi. Tu nu mai ești cel care ești prezent la slujire. Tu nu mai ești cel care ești tot timpul în casa lui Dumnezeu. Tu nu mai ești tot timpul cel care vrei să slujești pe Hristos. Tu-l urmărești de departe. Vii din spate, așa încet. Am întâlnit frați care mi-au zis, mă. Eu îi chem pe fiecare, mă, hai implică-te, hai slujește, hai vino. Și frații de aici, toți la fel fac. Deci, dacă n-am. Acum dumneavoastră ne cunoașteți și puteți spune, dacă nu v-am invitat pe fiecare și eu, și fratele Nicu, și fratele Robert, și fratele Dani, și toți, haideți, haideți, haideți la slujire, haideți aproape. Dar câte unii preferă să îl urmeze pe Hristos mai de departe. Am întâlnit oameni care au zis, nu mă implic, sunt aici, sunt aici, sunt cu biserica, dar nu sunt activ. Ești un om ca și Petru, îl urmezi pe Domnul de departe. Îmi zicea cineva, nu mai simt nimic, nu știu ce se întâmplă, Parcă anul trecut era altfel, anul ăsta un pic e altfel, nu știu, dar prefer să stau mai departe eu, mai în banca mea. De ce se întâmplă lucrurile astea? Știți ce se întâmplă? Îl urmăm pe Hristos de departe. Sau n-aș vrea ca să o spun, n-aș vrea ca să o spun așa direct, ca să nu jignesc pe nimeni din dumneavoastră. Dorința mea nu este ca cineva din dumneavoastră să se simtă jignit. În seara aceasta, dorința mea este ca un pic să vă fac conștienți că stăm departe de Hristos de multe ori. Cu gura, cu vorba, cu buzele suntem aproape, dar cu trăirea de multe ori o tăgăduim. Vedeți, dumneavoastră, știți ce se întâmplă în momentul acela? Începi să cazi câte un pic. Încep să cazi câte un pic. Când îl urmezi pe Hristos de departe, asemenea lui Petru, a început să cazi câte un pic. N-ai căzut de tot dintr-o dată. Tu nu ești un căzut. Tu încă vii la biserică, tu vii la casa lui Dumnezeu, tu încă te rogi, încă îl cauți pe Dumnezeu. Dar mai de departe, un pic mai reținut, așa un pic de inactivitate spirituală. Știți ce m-am gândit zilele astea și mi-am spus-o mi am spus, -o, mi -am spus -o mie întâi de toate? Am zis că îl vindem pe Domnul nostru Isus ieftin. Eu, dar o vând vândut pe 30 de arginți. Noi de multe ori preferăm să stăm departe de casa lui Dumnezeu. De multe ori dai casa lui Dumnezeu duminica pe o zi la mare. să nu mă înțelegeți greșit, că și mie îmi place apa, și mie îmi place să merg la mare. Eu cred că sunt primul dintre voi, mai mult decât toți. Deci mie mi-a plăcut și îmi place să ies și așa. Dar nu duminica, nu când este adunare în casa lui Dumnezeu. Am dat din timpul meu, nu ne interesat, am zis, măi, ziua mea de lucru, nu o contat. Am ieșit cu familia și cu soția, cu copii, în timpul programului meu de lucru, când trebuia să fiu la lucru, dar nu când este adunare în casa lui Dumnezeu. Pentru că îmi doresc să-L urmez pe Hristos de aproape. Mi-aș dori să-L urmez pe Hristos de aproape. Și în seara aceasta, dacă cumva îl urmez pe Hristos de departe, vreau să spun ceva, ai nevoie de restaurare. Avem nevoie de restaurare și cel care poate restaura nu este nici fratele Robert, nu este nici fratele Cristi. Cel ce poate restaura nu e nici fratele Nicu și nici un frate din comitet. În seara aceasta, dacă cumva în viața ta simți că îl urmezi pe Cristos de departe, cel ce te poate restaura este Isus Hristos și zic Domnul să o facă în seara aceasta. Apoi Petru spune în versetul 54, pe lângă faptul că l-au urmat de departe până la curtea marelui preot, preot așezut jos împreună cu aprozii și se încălzea la parafocului. Vedeți? Aici poate vreau să vorbesc un pic și în direcția tinerilor. Spune cuvântul Domnului că a jos împreună cu aprozi. Cine erau acești aprozi? Acești aprozi erau cei care altădată au fost trimiși ca să-l uh, prindă pe Domnul Isus cu vorba sau dacă dăm pagina mai încolo, spune este cei ce l-au primit pe Iisus Hristos în palme, la versetul 65, așa se încheie versetul 65. Este cei care l-au lovit pe Domnul nostru Iisus Hristos, cei care l-au pălmuit, cei care l-au bătut. Și tu, Petre, stai jos împreună la foc cu aprozii, cu cei care îl tăgăduiesc pe Hristos ca și fiind fiul de Dumnezeu, cu cei care se pregătesc ca să-l omoare. Ce vreau să zic cu acest lucru? Vreau să spun că de multe ori ne punem jos la focul lumii, ne punem jos și stăm împreună cu persoane sau cu oameni sau în locuri în care n-ar trebui să fim. Și aici vreau să mă refer în mod deosebit la tineret, la tineri, la frați tineri anturajul tot timpul va strica. Anturajul te va strica. Dacă nu ai un anturaj potrivit, un anturaj din casa lui Dumnezeu, și am nu doar tinerii, de ce să nu spunem și nouă celor mai în vârstă? Depinde cu cine te însoțești, nu? Avem noi acel proverb, spunem cine ești, cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Am aș și m-am gândit, mă, la proz, o găsit el loc să se așeze, se putea așeza oriunde în curtea respectivă, dar el a preferat să stea la parafocului împreună cu cei care l deau pe Hristos. Vedeți, eu nu spun că e rău ca să ai cunoștințe din lume, nu spun că e rău ca să interacționezi cu cei din jurul tău, ca astfel să-L poți mărturisi pe Hristos, dar nu-ți permite ca să mergi pe marginea prăpăstiei. Din totdeauna mi-am dorit, am zis că va veni o vreme odată când am să sar cu parașuta. Asta a fost dorința mea. Dar m-am cam schimbat în ultima vreme. Am zis, da, dacă nu se deschide. Deci dacă nu se deschide parașuta respectivă, ce o să fac? Vedeți, dumneavoastră, nu-ți permite să trăiești foarte periculos. Nu-ți permite să trăiești pe marginea prăpăstiei. Spune cuvântul Domnului, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor, celor răi. Așa începe salmul 1. Frații mei, de multe ori e o problemă când începe să-ți placă lumea. Vedeți? Nu-ți permite să fii lumesc. Poate că spun lucrurile astea și poate pe unii din dumneavoastră vă deranjează lucrurile astea și Intenția mea, v-am zis de la început, că nu să vă deranjez. Dar dacă vă deranjează și aduce o schimbare în voi, slăvi să fie Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că trebuie să ne ferim de tot ce ți se pare rău. Problema este că trăim o vreme în care mă uit în jurul meu, mă uit la ceea ce se întâmplă în biserică și în biserica noastră, în biserică la mod general și ajungem că absolut nimic nu ni se mai pare rău. Am început să trăim destul de periculos, destul pe, pe marginea prăpăstiei. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și riscul este major. Riscul este mare. Când ești pe marginea unei prăpăstii, am fost și eu aici la, cum îi spune, cred că Bici Head, undeva și sunt niște clifuri foarte mari. Pe când m-am dus și m-am uitat până acolo jos, am zis, mă, prefer să stau la vreo 4-5 metri distanță, să nu se rupă ceva pe aici, că eu sunt mai greu așa și oricând se poate rupe ceva. Prefer să nu merg pe marginea prăpastiei. Prefer să fiu la siguranță. În seara aceasta, dacă ești în casa lui Dumnezeu, eu vă cunosc Viața personală a nimănui dintre dumneavoastră. Dar dacă cumva te-ai dus și te-ai încălzit și tu la focul lumii, în seara aceasta te rog frumos, gândește-te bine și întoarce-te cu inima către Dumnezeu. Dorința lui Dumnezeu este restaurarea ta și dorința lui Dumnezeu este ridicarea ta. Apoi, Vedeți dumneavoastră, stând acolo la foc, găsim în altă Evanghelie, în, în Luca, în Ioan, o slujnică îl vede, vorbele lui nu erau ca celorlalți, el era din Galileea, el vorbea diferit, Petru. Vedeți dumneavoastră, de multe ori, am stat și m-am gândit la, la el, posibil că încălzindu-se acolo la parafocului, nu știu ce ar fi discutat, posibil că ormai mai fi făcut și o glumă. Poate Petru și participat oarecum la glumele lor acolo ca să intre. Nu știm ce a fost în mintea lui Petru. Poate a vrut să afle mai multe despre Isus și despre ce se va întâmpla. Dar am spus, nu se poate să stau la foc cu cei care îl urăsc pe Hristos. Nu te încălzi la focul lumii. Evită, evită cât se poate să lucrezi sau să stai în compania unor oameni care îl urăsc pe Hristos. De multe ori ni se pare că focul lumii este mai bun și mai cald și în special lucrul acesta îl întâlnești la adolescenți, la tineri sau la tineri care sunt trecuți de o anumită vârstă, de o anumită perioadă. De multe ori li se pare că în lume e mai bine decât în biserică. De multe ori ți se pare că viața în lume este mai bună decât în biserică. Și acum Discutam, vedeți, cu părinții mei acum, sper să nu se uite nici de cum live, cu câțiva ani în urmă, oamenii aceștia s-au ropăcăit, s-au întors la Dumnezeu. Și tatăl meu îi place foarte mult scriptura. Citește mai mult ca și mine. Mă câteodată din scriptură. Dacă mă pun cu el să... N-am șanse în versete, e mai, mai bun, e ok. Dar avea o problemă ei. Venind din lume, le mai plăcea un pic să se încălzească la focul lumii. Și problema lor, până într-o zi ori scăpa și de ea, le mai plăcea să se mai uite la, la seriale, la telenovele din astea. Mama se uita, tata și el cu ea acolo. am măi, oameni buni. Nu-i ok ce se întâmplă, ce înveți, ce se, ce se vede acolo. Te încălzești la focul lumii. Nu permite lumii să intre în tine. În seara aceasta, aș vrea să merg mai departe. Vedeți, căderea lui Petru începe treptat. Începe treptat și treptat te duci încet, încet, încet în jos. Poate îl urmezi pe Domnul un pic mai de, de departe. Poate ajungi să te încălzești la focul lumii, să intri în anumite situații în care n-ar trebui ca să intri și căderea ta merge din pe scara, așa te duci treaptă, treaptă, treaptă mai jos. Vine momentul când la un moment dat Petru zice, oamenilor, lăsați-mă în pace, eu nu-L cunosc. Vine momentul încet, încet, când tu nu te mai identifici cu Hristos. Spunea, apos, spunea fratele, fratele Robert, l-am făcut și apostol acum, domnul să-i de... Spunea despre... Am fost și eu la lucru acolo un pic cu ei și pe mine și povesteam cu această tânără musulmancă și această tânără musulmancă problema ei ea credea pe Domnul, credea în... Cea, cred în Isa, cred în dar face problema mea e nu mă pot ruga lui Isa pentru că mi-e teamă de Allah. Și eu trebuie să-i spun atunci că Isa sau Isus Hristos este singurul care are putere în cer și pe pământ. Și dintr-o altă cameră de pe acolo am auzit, amen, aleluia, așa e, slăvit să fie Domnul. Vedeți, ca și copil de Dumnezeu, tu te identifici cu Hristos. Petru ajunge în momentul care nu se mai identifică cu Hristos. Căderea, și nu știu dacă vi s-a întâmplat, vi s-a întâmplat vreodată să fiți într-o situație în care uh, să fii pus și ție să-ți fie rușine să-l mărturisești pe Hristos. Haideți să vă dau un exemplu. Mergi la locul tău de muncă, ai 10 băieți, toți englezi, toți cu glumele lor, toți cu situațiile lor. Cum îi, îl mărturisești pe Hristos sau stai așa un pic acolo într-un colț așa retras? Eu pe Robert îl știu. Noi doi... Noi, nu e o problemă. Putem să fim și cu 10 și cu 15. Nu e o problemă. Dar ce faci în, în, în situația respectivă? Te retragi, te pui într-un colț, mergi la școală. Eu am fost într-o școală unde aveam 30 de colegi în clasă și toți erau contra mea. Când era vorba de pocăință, eram 30 la 1. Diluia, nu era problemă. Ce faci în situațiile astea? Te identifici cu Hristos sau ești omul care te retragi? Vedeți dumneavoastră, Petru în căderea lui ajunge până acolo ca să nu se mai identifice nici cu Hristos. Aș vrea să merg repede înainte că văd a fost tot timpul îi potrivinic. Vedeți dumneavoastră... Dorința lui Hristos este tot timpul, tot timpul ridicarea noastră, tot timpul restaurarea noastră. Vedeți? Trimite Dumnezeu câte un cocoș. Trimite Dumnezeu câte un cocoș. La Petru i-a trimis un cocoș ca să-l trezească, să-i trezească conștiința și să bubuie conștiința în pieptul lui și în inima lui. Diferența între Petru și Iuda este că Petru s-a dus și s-a spânzurat. Petru ia afară și plânge cu amar. Se spunea în seara aceasta despre pocăință și mă gândeam ce s-ar fi întâmplat dacă în viața mea n-ar fi cântat cocoșul. Vedeți? nu ne place când ne trimite câte un cocoș de sac, ne trimite către pocăință. Pe Petru l-a făcut să iasă și să plângă afară cu amar. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar trimite Dumnezeu în viața ta câte o boală? Vedeți că cocoșul ăsta ia forme, forme, foarte ciudate, foarte diferite și are niște cântaturi destul de diferite, așa pe urechea fiecăruia ca să-l înțeleagă. S-ar putea ca Dumnezeu să-ți trimită în viața ta o criză. Poți să-ți trimită o criză financiară drastică și să nu te mai poți ridica din ea și treci un an și trece doi și trece trei și tu nu reușești să te ridici pentru că E cocoșul lui Dumnezeu acolo pus. Sau poate să-ți trimită o boală. Ați auzit în seara aceasta, am rămas așa profund mișcat când fratele Ionuț îmi spunea, este prietenul fratelui Ionuț. Ai 30 și ceva de ani, 37-38, și tu ai stop cardiac, intri în spital. Viața ta târnă de un fir de ață. Vedeți, Până nu cântă cocoșul ești tare. Până nu cântă cocoșul ești cel mai puternic. Și asta s-a întâmplat în viața mea și în viața multora dintre dumneavoastră. Până nu vine problema în viața ta, ești destul de mândru, destul de arrogant, destul de puternic. Dar trimite Dumnezeu și slăvi să fie numele lui, că are pentru fiecare din noi câte un cocoș care să ne trezească la vremea respectivă. Și aceea poate pentru unul din noi este doar o conștiință care te trezește, se trezește și dă slavă lui Dumnezeu. Poate pentru unii din noi va fi un pic mai dur. De aceea, cum spunea și fratele Dani Purtan într-o seară, să nu, vă, să nu vă panicați dacă cumva mai vedeți câte un frate bolnav prin biserică sau câte o soră, sau când mâna lui Dumnezeu apare să peste câte unul din noi, s-ar prea putea să fie cocoșul lui Dumnezeu în viața noastră, care să mă trezească și pe mine și să te trezească și pe tine. Bine ar fi să învățăm de la Petru, bine ar fi să învățăm de la ceilalți și. Fii atent la semnalele lui Dumnezeu. Fii atent la semnalele lui Dumnezeu. Când. când cocoșul a cântat, Petru și-a adus aminte de cuvintele Domnului Isus Hristos. Fii atent la semnalele pe care ți le dă Hristos. Fii atent la semnalul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ridicarea ta și se prea poate folosi, așa cum v-am zis, de atâtea situații. Dar numai bine este când în casa lui Dumnezeu sunt slujitorii lui Dumnezeu, când se predică Evanghelia. Ascultă Evanghelia, ascultă Cuvântul lui Dumnezeu. Întoarce-te. Nu știu cât de departe. Nu știu cât de departe te-ai dus tu în căderea ta și. Mai nu spun că dumneavoastră sunteți scăzuți sau, Doamne, frește de așa ceva, nici nu mă gândesc la așa ceva. Dar în înaintarea noastră cu Dumnezeu, de multe ori, în loc ca să fim aproape acolo, suntem departe, îl urmăm pe Hristos de departe și nu suntem atenți la semnalele pe care Dumnezeu ni le trimite. De multe ori îl vinde pe Domnul și spuneam foarte ieftin și m-am uitat în viața mea și nu numai, ca să nu vorbesc de dumneavoastră. De multe ori îl vinzi pe Dumnezeu pentru cine știe, îi, îi, uite că au fost acum zilele astea, nu? Au fost un meci de fotbal. În loc ca să vii la casa lui Dumnezeu, să fii în casa lui Dumnezeu când mai degrabă la meciul de fotbal, că trebuie să fie acolo. E, nu știu ce finală importantă, puternică. Și alegi să dai casa lui Dumnezeu pe lucruri de nimic. Aș vrea în seara aceasta, nu știu, să te gândești la viața ta. Vedeți dumneavoastră în viața lui Petru și aș vrea ca să merg un pic mai departe. Petru a fost reabilitat și Petru a fost reabilitat dacă căderea lui a fost în etapă și reabilitarea lui a fost tot în etape. Nu știu ce a trebuit să insist în seara aceasta mai mult pe cădeare, că aș fi vrut să insist mai mult pe reabilitarea lui Petru și pe restaurarea lui Petru. Dar probabil că și eu m-am găsit în anumite situații, probabil că și eu l-am urmat pe Hristos de departe și probabil că și tu în seara aceasta te găsești și te regăsești în aceste situații. Vestea bună este că a fost o mare a Tiberiadei și vedeți dumneavoastră, nu doar la Marea Tiberiadei Domnul recuperează pe Petru, Atât de mult îmi place că de multe ori noi credem că, și s-au spus aici, mi-a plăcut de fratele Marco odată, o zis, face, mă, timpul e doar o constantă, timpul nu va rezolva lucruri. De multe ori noi așteptăm ca timpul să vindece rănile sufletelor noastre. De multe ori așteptăm ca păcatele să treacă de la sine. De multe ori așteptăm ca să ne ridicăm dacă se poate singuri sau cumva va trece situația. Dumnezeu cumva mă va ierta de la sine. Frații mei, reabilitarea lui Petru începe în casa Marelui Preot acolo. Vedeți, dumneavoastră, prima reabilitare este în casa Marelui Preot, a doua este în ziua înverii Domnului nostru Iisus Hristos și a treia un pic mai târziu la Marea Tiberiadei. Prima reabilitare a lui Petru a fost atunci când Domnul l-a privit. Eu nu știu cum a fost acea privire, nu știu cum a fost inima lui Petru în momentul respectiv. Vedeți, păi dumneavoastră, niciun om s-ar putea uita fratele Robert, că îmi cu el acum, oricum s-ar uita la mine. Tot timpul frumos. Dar nici o privire de-a lui nu mă va face poate să mă pocăiesc. Dar când Hristos vine în viața mea, când Hristos se uită la mine așa cum sunt eu poate căzut, cum sunt poate nu știu ce a fost în privirea aceea a Domnului Iisus Hristos, dar ce este că după acea privire, când ochii lor s-au întâlnit, Petru i-a ieșit afară și a plâns cu amar. Nu a avut, că nu a mai avut timp să aibă nicio predică pentru Petru, nu a mai avut niciun cuvânt de dojană, nu a mai avut să-i fi spus, mă, Petre, te lepădat de mine. Absolut nimic, doar l-a privit. Am stat și m-am gândit prin trauma aceasta prin care trece Petru în momentul respectiv. V-ați gândit vreodată, nu știu dacă ați văzut pe cineva murind. Am văzut pe cineva murind. Am fost acolo în timp ce murea. Și am stat și m-am gândit la situația respectivă. Gândește-te că în clipa aceea, omul respectiv care moare îți, îți aduce câteva cuvinte care ar fi o mustrare cu privire la tine. Și nu mai apuci nici măcar să-ți ceri iertare și nici măcar să te pocăiești, nici măcar să repar relația cu El. Dacă a fost ceva între Petru și Domnul Iisus Hristos, singurul lucru care a mai fost în acel moment a fost privirea aceea între Domnul și Iisus Hristos. Nu știu cum a trăit Petru următoarele trei zile, dar sunt conștient că în acele momente sufletul lui a fost sfărmat, sufletul lui a fost sfredelit. Și apoi, Aș vrea să trec la celălalt punct. Vedeți, dumneavoastră am zis că Domnul îl caută la învierea Domnului Iisus Hristos. Următorul punct este la, de ridicare, este la învierea Domnului Iisus Hristos. Spune cuvântul Domnului în Luca 24 cu 34, Domnul a înviat cu adevărat și s-a arătat și lui Petru. Vedeți dumneavoastră, Domnul își caută ucenicul și Dumnezeu te caută și pe tine și pe mine. De multe ori trec ani de zile până când Pot trece zile sau săptămâni sau luni sau ani până când noi reușim cu adevărat să nu ne mai dezvinovățim și să, să, să nu ne mai învinovățim, să spun așa, și să acceptăm iertarea pe care ne-o dă Hristos. Cel mai frumos și cel mai extraordinar lucru este că Domnul Isus Hristos s-a arătat lui Petru, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Găsim lucrul acesta în Luca. Nu știu dacă a fost doar între El și Domnul Isus Hristos. Dar ce înțeleg din acel pasaj este că a fost o întâlnire specială, separată între el și Domnul Isus Hristos. Nu știu ce i-a spus Domnul nostru și cum a vorbit cu el în acele momente, dar avea nevoie de reabilitare. Și apoi aș vrea să trec la ultimul punct, că timpul deja este întârziat. Vedeți? Apare o altă reabilitare a lui Petru, un alt, o altă etapă și aceasta este Marea Tiberiade. Am citit în mod deosebit acest pasaj. Vedeți dumneavoastră, n-am înțeles de multe ori de ce Domnul Iisus l-a întrebat pe, 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 Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât acestea? A fost o întrebare care este întâlnirea aceea între Domnul și Petru. Și îi pune, îi pune Domnul această întrebare, fiu Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Vedeți dumneavoastră, Petru avea nevoie, avea nevoie să se redescopere oarecum pe sine. Avea nevoie să-și dea seama cât de grav a păcătuit. Vedeți, spunea Petru și v-am citit mai înainte, chiar dacă toți aceștia s-ar potigni, chiar dacă toți ar fugi și toți ori fugit în seara aceea, eu nu voi fugi, eu voi muri cu tine. Cu alte cuvinte, Petru îi spunea Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisuse, i vezi pe toți aceștia, eu sunt mai bun decât ei. Eu te iubesc și te iubesc mai mult decât ei. Și m-am gândit că de multe ori ni se întâmplă lucrul acesta, l am lăsat-o asta mai la urmă așa pentru noi, că o zic și am terminat-o. De multe ori te crezi ucenicul cel mai ucenic. Mi-a plăcut un copil în biserică, i-a zis la bunică sau o... Bunicule, tu ești bunicul cel mai bunic. De multe ori tu te crezi ucenicul cel mai ucenic. Crezi că ești ucenicul cel mai bun și că în biserică nu mai există niciunul ca și tine. Te crezi cel mai bun păstor și ca și tine nu mai există altul. Ai principii de lider și de conducere cum nu le are nimeni altul. Te crezi cel mai bun cântăreț și ca tine nu există altul te crezi cel mai bun conducător, acum să zic de mine, că să aici și ca tine nu mai există altul, te crezi cel mai bun slujitor, cel mai bun predicator și ca tine nu mai există altul în biserică. Frații mei, suntem predispuși să disprețuim. Se vorbea și vorbea fratele Robert de ștampile, suntem predispuși să punem ștampile oamenilor, suntem predispuși ca să disprețuim pe frații noștri. Ceea ce face Petru, Marele Păstor al Bisericii de la Ierusalim, pentru că Domnul restaurează și îl face Păstorul Bisericii de la Ierusalim. Ceea ce face Petru își disprețuiește frații săi și Domnul are nevoie să-l zdrobească pe Petru ca să-l facă să înțeleagă natura răului de unde venea, din îngânfarea și din mândria lui. Apoi spune. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Ama, vedeți, dacă o zis că mai mult ca, ca, pe aceștia, deși și acolo Petru și atunci răspunde, da, Doamne, te iubesc, mai mult decât aceea. Și Domnul nu-i zice că nu e așa. Era omul care îl iubea pe Hristos cu adevărat. Dar vine un moment când Domnul nu-l mai întreabă dacă ca și pe aceștia, îl întreabă Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu? Și am stat și m-am gândit că vine momente și a fost un moment în viața ucenicului în care poate să întreba în acel moment, Doamne, oare chiar te îndoiești de dragostea mea pentru tine? Acum am înțeles că dragostea mea mai mult decât ceilalți, dar chiar și de dragostea mea față de tine. Și apoi a treia întrebare, Simone, fiul lui Iona, ești mă iubești tu mai mult decât aceștia? Spuneau copiii în seara asta, dragostea este cea mai puternică armă. Dragostea este cea mai puternică armă. Cu alte cuvinte îi spunea Domnul Iisus Hristos, Simone, fiul lui ești gata tu ca să mori cu mine? Și apoi mai târziu vedem că într-adevăr Domnul Petru este gata să moară cu Domnul. Aș vrea, în seara aceasta vom sta înaintea cinei Domnului. De multe ori avem nevoie să stăm înainte în fața Domnului și de multe ori avem nevoie să-i spunem Domnului că îl iubim. El este cel care te poate vindeca de îngânfare, El este cel care te poate, pentru că se Petru suferea un pic de îngânfare, El este cel care te poate vindeca de mândrie în seara aceasta. Știu că doare de multe ori, dar Dumnezeu ne poate vindeca și de mândrie. Și e greu să o spunem de la învonul unei biserici, dacă câteodată suntem mândri, sau poate nu câteodată, de multe ori suntem mândri, Domnul să ne iarte, să ne ierte. Te poate vindeca Domnul de răutate, de aroganță în seara aceasta. Dacă l-a vindecat pe Petru, dacă l-a restaurat pe Petru, Domnul ne poate restaura și pe noi și avem nevoie de restaurarea Domnului. În seara aceasta vom sta în, la cină cu Domnul și ne stă în față trupul Domnului și rodul viței care simbolizează sângele Domnului. Vedeți, pentru nu merita reabilitare să te lepezi de Hristos. Cel mai greu lucru pentru mine, aș spune, cel mai grav păcat. S-a lepădat de Hristos. Și în seara aceasta, poate nici tu și nici eu nu am meritare, reabilitare. Și nu merităm să fim restaurați, dar este Harul lui Dumnezeu. Dacă a putut să-L transforme, să-L ierte și să-L spele pe Petru, poate și vrea să o facă și cu tine și cu mine. Dar în seara aceasta este nevoie de pocăință pentru acest lucru. Vedeți dumneavoastră, Petru a ieșit afară și a plâns și spune în altă Evanghelie, a plâns cu amar. Dacă ne lipsește ceva în vremea aceasta, de multe ori este plânsul, frații mei. Nu mai știm să plângem. Nu mai știm să plângem, nu mai știm să ne pocăim. Avem impresia... Vedeți, îmi spunea cineva, a ce mă... Dar predicați și voi altfel. Predicați-ne numai ce poate face Hristos pentru noi. Dar să nu cumva să-ți spun despre tine ce ar trebui să faci tu pentru Hristos. Că sună un pic, cumva cădem în partea, în panta aceasta a umanismului, în care tu ești centrul Universului și buricul Pământului și toate se învârt în jurul tău. Încât până și restaurarea crezi că se poate fără pocăință să crezi că te poți apropia de Dumnezeu fără plâns și fără pocăință. A iertat Dumnezeu, a plătit datoria și în Matei 18, dacă vrei să afișezi, este pilda robului nemilostiv. Marele stăpân a plătit o datorie imensă acest rob avea o datorie de 10.000 de galbeni, spune Scriptura. Mai jos acolo, dacă vă uitați în Scriptura, avem cu doi pus acolo, care spune talanți. Dacă mergeți la explicații, talentul e vreo 36 de kilograme. Nu fac calcule acum. Dar e o datorie imensă care nu ai fi putut să o plătești. Și datoria aceasta este plătită de Marele Împărat, de Marele Stăpân. Și îți plătește datoria toată. Ar fi trebuit să te vândă și pe tine, și nevasta, și copiii, și tonul s-ar fi putut plăti acea datorie. Este harul lui. Este harul lui că ești în seara aceasta aici. Este harul lui că el te reabilitează și îți dă o nouă viață și o nădejde. Dar vedeți, robul acela, când a ieșit de acolo, din fața Împăratului, s-a întâlnit cu un tovarăș de lui de slujbă, un coleg de slujbă, un frate, un tovarăș, o soră, și pentru o sumă infimă de 100 de lei, spune cuvântul lui Dumnezeu, l-a strâns de gât, l-a dat pe, vre pe, pe, pe mâna temnicerilor și l-a aruncat în temniță. I-a spus, plătește-mi tot ce-mi datorezi. Haideți să deschid un pic cuvântul lui Dumnezeu, în Matei 18. L-a dat, dat pe mâna temnicerilor, l-a aruncat în temziță ca să-și plătească datoria. O sută de lei. Și au zis ce spune cuvântul Domnului. Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, păsta la care iertase marea datorie. De 10.000 de galbeni, până va plăti tot ce va datora. Tot așa va face și Tatăl meu, și nu sunt vorbele mele, sunt vorbele Domnului Isus Hristos, cel ceresc: dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său, în seara aceasta tu stai la masă cu Domnul, și în seara aceasta datoria ta cea mare, datoria aceea de 10.000 de galbeni, care nu puteai să o plătești a fost plătită la cruce de Isus Hristos. A plătit Hristos datoria ta toată. În seara aceasta, datoria ta este să ierți pe tovarășul tău. Nu putem să stăm la masă cu Domnul și încă să te țin în, în închisoare, să te arunc în închisoare pentru 100 de lei. S-ar fi putut să-mi greșești sau ți-aș fi putut greși prin o anumită atitudine, printr-o anumită vorbă, printr-o neprezență la casa lui Dumnezeu, atunci când Biserica Domnului avea nevoie de tine și poate ne-am supărat, ne-am mâhnit, ne-am întristat, dar nu te ținem slobot, nu te ținem legat. Ești un om iertat din partea noastră, din partea mea, dar poate am greșit eu sau vreunul dintre frați față de dumneavoastră. Spuneau copiii, iubiți-vă unii pe alții. Iertați-vă unii pe alții în seara aceasta. Dacă Dumnezeu te restaurează, dacă Dumnezeu restaurează ființa ta în seara aceasta, datoria ta și datoria mea este să restaurăm pe frații noștri. Amin.